numesc Lidia Danilenko. Sunt profesor de limba și literatura română. Și ați fost principalul profesor în acest... Da, și am fost de-a dreptul entuziasmată de proiectul acesta. Întotdeauna am fost adept al lucrului bine făcut și făcut cu multă seriozitate. Am urât impostura, am urât lucrurile făcute doar de dragul de a fi notate pe hârtie. Ce să vă spun, satisfacțiile au fost multe întotdeauna, dar venite din partea copiilor. Aici a fost singura bucurie și, într-adevăr, realizările mi-au adus o bucurie deosebită. A trecut o lună de când am implementat acest proiect, azi tocmai am anunțat primul câștigător la clasa 10-a. Ce părere aveți despre acest proiect, Bursele Startevo? Cum vi se pare? Este într-adevăr un proiect care are darul de a premia ambiția pe care mulți nu că nu aveau, dar nu și-o mai exprimau din diverse motive. Vedeau prea multă impostură în jurul lor. Ori dacă este făcut totuși proiectul cu seriozitate, dacă se va continua, sunt convinsă că va fi un proiect de succes. Dar pentru asta, bineînțeles, asociația aceasta cu siguranță va avea nevoie de sprijinul multor oameni de afaceri, multor oameni conștienți că numai de la oamenii ambițioși și foarte bine pregătiți poate să vină schimbarea. Tot ce e făcut numai la nivel de suprafață nu are cum să reziste. Și dacă vom schimba mentalitatea copiilor noștri de la această vârstă, categoric nu vom avea decât de câștigat. De aceea am spus că acest proiect pentru mine a fost un prilej de bucurie enormă. Am văzut că sunt oamenii care vor să schimbe ceva și să schimbe în adevăratul sens al cuvântului. Dar sunt convinsă că depindeți ca asociație și ca acest proiect să se poată desfășura, depindeți de mărimia companiilor și sponsorilor. Vă mulțumim mult!